Bun găsit, prieteni! Există o vorbă între bătrâni. De ce să schimbi un lucru dacă e bun? Ca să adaptăm această vorbă la situația noastră de azi, problema firmei Honda apărut-o cu 2 ani în urmă a fost de ce să schimbe modelul Hornet CB650F când era bun, era cunoscut pe toate meridianele globului, era una dintre cele mai îndrăgite motociclete. Motivul e simplu și dacă vreți nu e unul singur, sunt mai multe. Ca să producă o motocicletă mai puternică, mai rapidă și de ce nu mai frumoasă. Și așa a apărut modelul CB650R, cel de-al patrulea membru al familiei nou apărute Neo Sports Cafe, o familie inventată de Honda. CB650R este o copie mai mică a vârfului de gamă CB1000R. Și ca să fie sigur de succesul viitoarei motociclete, inginerii de la Honda au preluat formula de succes de la vechiul model F și au îmbunătățit-o, păstrând doar câteva dimensiuni ale vechii motociclete. Ampatamentul este același și înălțimea șiei este aceeași. În rest, modificând principalele dimensiuni, au produs o motocicletă nouă cu poziție mai sportivă. Ghidonul a fost coborât și pus puțin mai în față, scărițele au fost trase mai în spate și ridicate, a rezultat o poziție mai sportivă, iar motorul instalat pe această nouă motocicletă ajută mult. Pentru a îmbunătăți performanțele motorului, s-au umblat mai peste tot. Și în primul rând, inginerii au căutat să reducă frecările pentru optimizarea performanțelor. Și pentru asta au schimbat forma pistoanelor, fiind asimetrice. Pentru asta au modificat lanțul de distribuție, ale cărui nituri sunt tratate cu vanadiu. Tot felul de soluții care au ajutat mult și la transferul de căldură. Performanțele motorului, evident, sunt mai bune, pentru că turația maximă acum a fost indicată cu 1000 de ture și la peste 10.000 de rotații pe minut ale motorului, practic acesta furnizează 5% mai multă putere. 95 de cai sunt furnizați de acest motor la o turație de 12.000 de rotații pe minut și 64 Nm cuplu. 4 cilindri, 4 timpi, 4 supape pe cilindru, 2 axe cu came în cap, o soluție tradițională pentru Honda. Un motor cunoscut, dar modificat. Acest motor a fost instalat pe un șasiu nou, un cadru mai ușor, la care s-au economisit numai puțin de 1,9 kg prin înlocuirea plăcilor mediane ale acestui cadru din zona de prindere a motorului. Un total de 6 kg au fost economisite față de modelul precedent. Dar atenție, nu toate au fost scoase prin înlocuirea unor piese. A fost redusă cantitatea de ulei și cea de benzină pe care o cară motocicleta. Aici ce să credem noi, că modelul anterior căra degeaba niște ulei și niște benzină? Nu, a fost optimizat și consumul. Autonomia în acest moment este redusă la 300 de kilometri, dar 300 de kilometri sunt rezonabil pentru o motocicletă de zi cu zi. Și toate celelalte componente ale șasiului au fost înlocuite, dar nu sunt componente de top, pentru că una dintre sarcinile colectivului care a creat această motocicletă a fost să păstreze un preț coborât al motocicletei. Și atunci s-a folosit o furcă de față Showa, inversată, hidraulică, nereglabilă, dar cu funcții separate. Pe un amortizor este comprimarea, pe celălalt este revenirea. Un sistem de frânare Nissin cu dublu disc pe față, la care, datorită noilor etriere cu 4 pistonașe, s-au putut instala niște discuri de frână puțin mai mici decât la generația anterioară. Iarăși, puțină economie. Economie s-a reușit până și din înlocuirea scărițelor pilotului. Nu mai sunt atât de complexe ca cele de înainte cu componentă de cauciuc. Sunt puțin steel racing, dar s-a economisit și de aici puțin. Atunci, cui se adresează această motocicletă? Honda a făcut un studiu din care rezultă că 43% din clienți ai acestui model sunt oameni de sub 40 de ani, adică tineri, aș zice. Bun, asta înseamnă că matematica ne spune clar, peste 50% vor fi oameni de peste 40 de ani, din care probabil cam 15% oameni de peste 50 de ani, aflați probabil spre a doua parte a vieții de motociclist și cu siguranță nu la prima motocicletă. Și atunci e posibil ca acest nou model să devină foarte popular, pentru că va fi ales și de tineret
și de veterani. Pentru asta s-a reușit un preț bun de 8.150 de euro. E adevărat că este puțin mai mare decât modelele concurente ale celorlalți producători, dar în același timp performanțele motorului sunt superioare, pentru că în acest moment CB650R este singurul naked de clasă mijlocie cu motor cu 4 cilindri. Toate celelalte sunt cu motoare bicilindrice, că sunt în linie, că sunt în V, asta este altă treabă. Dar ăsta este singurul motor 4 în linie și care produce 95 de cai. Există un singur motor concurent, dar care eu cred că este în altă clasă. KTM Duke 790. Ăla este altceva, ăla este o extremă. Păi dacă se presupune că atâta lume va fi interesată de acest model, haideți să vă spun cum te simți cu ea în trafic. Avantaje clare oferite de motorul cu 4 cilindri de 95 de cai. Nu-ți rupe capul, dar pleacă o splendoare și poate fi folosit pentru că este deosebit de elastic. Poți să mergi cu 60 de km pe oră în viteza a 4-a, a 5-a. Este o sculă pe care o poți folosi fără niciun fel de problemă și în oraș și afară, cu singura mențiune că este naked și ar strica un parbriz, drept care protecție la vânt în afară, zero. Dar nici nu știu dacă îți trebuie, pentru că decât să porți o pavăză în față, mai bine te bucuri de forma superbă a motocicletei. Și pentru că vorbesc de formele ei, poți să fii fanul oricărei firme de motociclete, poate să-ți placă orice model există în acest moment pe piață, dar nu se poate să nu te impresioneze aspectul celor patru coturi de eșapament al acestei motociclete, care mie îmi seamănă țep de orgă. Ele sunt copiate de la vechiul model CB400, apărut cu 40 de ani în urmă. Și dacă le auzi și cum merg, este chiar o orgă, e un spectacol. Cu siguranță nu toată lumea va da buzna acum să cumpere Honda CB650R. Sunt atâtea motociclete frumoase pe piață, dar mulți vor rămâne în memorie cu sunetul celor patru eșapamente. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!